episodul de astăzi, am primit la un moment dat un comentariu în care să vă prezint colecția mea de produse de îngrijire a corpului. Și am luat-o ca și o provocare, așa că astăzi răspund acestui comentariu cu acest clip și mulțumesc tare, tare mult acelei persoane care mi-a lăsat acel comentariu. Pentru clipul de astăzi vorbim despre uleiuri de corp, creme de corp, unturi de corp, scrub-uri și spray-uri de corp. Toate pe care le-am avut eu în casă le-am adunat ca să vi le prezint vouă. O să vă arăt ce folosesc și ce produse urmează să mai testez, să văd ce și cum este. Pe buze, nu v-am spus niciodată trecută, însă nu port nimic. Pentru că am uitat să mă dau cu ruj, ca să vedeți ce chestie. De dimineață m-am dat cu Laneș și a dispărut, nu mai este. L-am mâncat probabil, pentru că este deja ora 10 și jumătate și l-am mâncat probabil. Mi-am luat și un cervețel la mine pentru că presim că acest clip o să fie unul cu swatch-uri, cu minuni, cu chestii de genul ăsta și am și produse care sunt mai lipicioase, gen uleiuri și nu vreau să mă murdăresc. Dacă tot vorbeam de uleiuri, hai să dăm drumul cu acestea. Am 3 uleiuri pe care le folosesc la momentul de față și anume, iubesc ca după epilare să folosesc acest ulei. Este vorba despre acesta de la Johnson's Baby, varianta aceasta mauve. Îmi place cel mai, cel mai mult. Să știți că o am de ceva timp și este foarte spornică. O folosesc atât pe mâini cât și pe picioare. Atunci când mă epilez pe picioare, mă dau pe tot corpul. Când mă epilez pe mâini, îmi dau pe tot corpul. Și este foarte, foarte bun. Îmi place mult de tot și mirosul acela are un miros... Are un miros așa catifelat, să știți, chiar are un miros de catifelat. Bine, este pentru bebeluși, dar este un produs care îmi place extrem, extrem de mult. De asemenea, despre acesta v-am vorbit, cred că o tonă și jumătate. Mai am aici puțin din acest recipient de la Bio Oil. Nu-l mai folosesc la fel de des cum o făceam și înainte, însă să știți că mai am o rezervă și gata, nu cred că o să-l mai cumpăr pentru că s-a făcut treaba așa cum trebuie. Dar cine știe, poate... O să îl folosesc în continuare, pentru că este un ulei foarte bun, însă prețul este puțin mai piperat. Mie mi-a făcut bine, aveam vergeturi roșii pe burtă și cum am slăbit mi-a fost frică să nu se extindă sau să se înmulțească și am folosit în fiecare seară cu regularitate acest ulei și a făcut o treabă foarte bună. Un dup, să-i spunem, pentru acel ulei este și acesta de la Balea, care este 5 în 1, dar din punctul meu de vedere nu este un dup deloc. Este pur și simplu un ulei de corp care miroase foarte plăcut. Îmi place, îl folosesc. V-am arătat și în clipul cu produse Balea pe care le recomand. O să las un card aici sus ca să-l vedeți și voi. Da, este un produs fain. Produs care catifelează foarte frumos pielea și lasă un miros așa plăcut. Interesant și l-am pus în baie. Și îl folosesc foarte des. Da, pe ăsta de la Bio Oil nu l-am mai pus în baie, l-am lăsat în cameră, am cam uitat de el, însă îl folosesc pe acesta și probabil când o să se termine acesta sau o să vedem cum să o fac schimb ca să le termin pe toate, ca să le folosesc. Atunci când termin un produs, să știți că este o satisfacție foarte, foarte mare pentru mine, pentru că m-am folosit 100% de acel produs. Vreau să trecem la spray-urile de corp, pentru că vreau să las loțiunile și unturile de corp la final, pentru că sunt mai multe, astea sunt puține. Am 3 spray-uri de corp la momentul de față. Am odată unul care este de la Victoria's Secret și se numește Coconut Passion, care îmi place și îl folosesc pe acasă. Că nu-mi place la fel de mult ca următorul, care este tot de la Victoria's Secret, care este tot Coconut Passion, însă este în varianta, noir. Asta îmi place mai mult și o folosesc când ies în oraș, asta o folosesc când mă duc până la magazin sau așa, pe timp de vară, pentru că ele rămân și sunt persistente pe corp. Și chiar dacă afară e nașpa și foarte cald și transpir și urmează să miroși urât, astea să știți că vă ajută să nu mirosiți urât. Eu le-am cumpărat din Statele Unite, cred că se pot cumpăra și din magazinul fizic Victoria's Secret din București. De asemenea, puteți să comandați și de pe internet, de pe site-ul Victoria's Secret România, dar eu vă sfătuiesc să cumpărați de pe site-ul Victoria's Secret din Statele Unite, pentru că au livrare și în România la anumite costuri și așa mai departe. Înțelegeți voi ce o să fie acolo. Mai am aici încă un spray de corp în variantă mai mică de 100 ml. Acestea erau de 250 ml.
dar acesta este mai mic. Este de la Avon și se numește Encanto Irresistible Body Spray Pink Bouquet and Amber. Îmi place foarte mult. L-am primit de curând și când l-am primit limia, l-am desfăcut să văd eu cum miroase, ce și cum. Și miroase foarte, foarte plăcut. Chiar nu mă așteptam să miroase atât de fain acest spray de corp. Mi-a spus Sorina despre el, Sorina, prietena mea, Sorina. Dar am zis că las, că am timp să-l miros, așa mai departe. Și uite că a venit momentul să-l primesc și să-l miros și să-mi placă extrem, extrem de mult. Cam o dată pe săptămână folosesc scrub de corp și îmi exfoliez foarte bine pielea. De preferat înainte de epilat, pentru că dacă faceți după epilat, puteți să reușiți să pățiți ca și mine și să vă faceți niște iritații foarte, foarte frumoase pe picioare. Dacă aveți nevoie de astfel de sfaturi, întrebați-mă pe mine, pentru că știu și nu am făcut-o singură dată, am făcut-o de mai multe ori. Atât de multe ori am făcut-o încât am crezut că am o problemă la cremele de corp și n-aveam nicio treabă cu cremele de corp, era de la exfoliant pentru că îl foloseam după epilare. Ca și exfoliant T, pentru că am mai mult T, am câteva nedesfăcute și am odată varianta cu nucă de cocos și banană, care este exfoliant cu cafea de la Nala. Așa arată. Mai am aici tot exfoliant cafea cu cocos și vanilie, care miros foarte tare a cafea, deși mi-aș fi dorit să miroasă a cocos. Mai am aici tot nedesfăcut, însă ăsta este preferatul meu de la Nala. Este acela cu caramel și vanilie, însă este exfoliant cu sare. Ăsta îmi place cel mai, cel mai, cel mai mult. Ăsta vi l-am spus și când l-am încercat că este unul dintre preferatele mele. Și mai am nedesfăcut unul pe care abia aștept să-l folosesc, un exfoliant de corp care miroase a, ei zic aici că miroase a tort de cocos, care este de la Nakomi. Da, așa arată, nu l-am desfăcut, nu știu să vă spun părerea mea despre el. Exfoliantul de corp pe care îl folosesc la momentul de față și care face cea mai mare mizerie din toată casa este acesta hidratant cu sare, tot de la Nala, în varianta cu grapefruit. Îmi place mult de tot și o să-l vedeți că o să apară și în favoritele lunii, pentru că este un exfoliant foarte fain. Problema este că nu știu ce are, dar curge și pătează peste tot. Mi-e frică să-l mai pun pe masă ca să nu păteze masa. Este interesant și nu mă așteptam să găsesc un exfoliant care să fie hidratant, pentru că asta este o chestie nouă. Am aici două unturi de corp. Am unul de la Nala, care este cu nucă de cocos și vanilie. Pe ăsta vi-l și arăt cum arată, că nu cade. Miroase foarte, foarte fain. I-am făcut și o găurică deja în interior. Însă este mult mai bun de folosit untul de corp în general pe timpul iernii. Așa mi se pare mie că se topește mai bine. Acum el rămâne așa cumva la suprafața pielii și nu e chiar așa de wow să-l folosești vara când transpiri până la urmă și ai nevoie ca produsele să intre foarte, foarte repede în corp. Mai am un unde de corp care este tot cu cocos și vanilie, dar este de la Lotus, care arată așa, miroase mai bine asta, să știți, decât acela de la Nala, nu știu de ce, dar e mai interesant ăsta, miroase mai interesant și e mult, mult mai mare și la preț este mai bun prețul la acesta de la Lotus. Nu l-am încercat, nu știu să vă spun despre el, dar din această perspectivă a prețului, acesta este mai bun și mi se pare mie că miroase mai bine. Și acum să trecem la loțiuni de corp. Cred că o să-i dau bătaie și o să încep cu preferatele mele. Cred că din totdeauna o să rămână preferatele mele până găsesc o cremă care să mă dea mult mai pe spate decât aceste creme. Este vorba despre aceste două creme de la Nivea Body Soufflé. Aceasta cu cocos și ulei de monoi. Și aceasta cu cireșe și ulei de jojoba. Foarte tare mi-au plăcut și anul trecut cred că m-am înnebunit cu aceste creme extrem, extrem de mult. Și să știți că alea sunt rezervele pe care le am. Mai am una și acasă la părinții mei și am și una deschisă aici pe care voiam să vă arăt. Deci ador această cremă. Nu există o cremă mai faină ca aceasta. Nu am găsit și comparând aceasta cu cea de la Sol de Janeiro, care era cea mai scumpă cremă pe care am încercat-o și pe care am avut-o, sincer, aș recumpăra, adică am recumpărat această cremă de mult mai multe ori decât am recumpărat-o pe aceea. Am multe creme și folosesc destul de multe creme, cam în fiecare zi prefer să mă dau cu cremă, nu știu de ce, îmi place mie cu miros seara când mă așez în pat. Bun, hai să vă arăt cremele de la Victoria's Secret. Am
v-am povestit despre aceste creme și știți foarte bine că am o părere foarte, foarte bună despre aceste creme. Acestea două încă nu le-am încercat pe corp, le-am încercat foarte puțin pe mâini să văd cum miros. Aceasta este Velvet Petals, care este cu lemn de santal alb și aceasta este cu vanilie și cu cașmir. Abia aștept să le încerc, însă momentan aștept să termin ceea ce am început și anume acuși termin această cremă, tot de la Victoria's Secret, care este cu piersici, cu mosc și mai ceva, care nu înțeleg ce înseamnă. Da, cam așa arată, la fel cum am spus și cu produsele de tip spray de la Victoria's Secret. Recomandarea mea este să le comandați pe site-ul oficial, de acolo puteți să comandați și cu oferte mai faine și cu prețuri mult, mult, mult mai bune. Mai am aici un șerbet de corp cu struguri roșii de la Nala. Nu știu dacă l-am deschis sau nu. A, un pic. Am vrut să văd cum miroase. Miroase foarte, foarte bine, însă nu mi se pare că miroase chiar 100% a struguri. Dar abia aștept să încerc. După cum am spus, aștept să termin ce am deschis ca să nu expire și să trec mai departe la ceea ce am. Mai am o cremă de la Neutrogena, care este o loțiune de corp intens hidratantă pentru pielea uscată. Am auzit foarte multe lucruri bune despre Neutrogena și intenționez să o folosesc pe timp de iarnă să vedem dacă face o treabă foarte, foarte bună. Acea cremă am luată din DM și tot din DM poți achiziționa și produsele de la Balea. Și de la Balea, după cum ați văzut, am mai multe creme și uleiuri, produse despre care am vorbit în clipul trecut, în produse favorite de la Balea. Și aici vreau să menționez odată această cremă care se numește Cozy Brazil, care miroase a cacao 100%. Este un fel de dupe care de fapt nu este dupe, de la Bum Bum Cream, de la Sol de Janeiro. Și mai am aceste două creme, care este cu Golden Moon, aceasta, și aceasta este Pink Blossom, care miros aceasta ca Alien și aceasta miroase ca la Viebel. Da, foarte interesante și le-am încercat atunci și mi-au plăcut mult, mult tot. Nu mai știu cu care cremă m-am dat ultima dată, ca să vă spun cu care m-am dat, că nu știu cum am atins uleiul, m-am dat cu cremă, nu știu, am făcut un talenjoane, dar miros foarte, foarte bine. Bun, mai am o cremă pe care o am desfăcută de ceva timp, este aceasta de la Barnangen, cum s-o fi numit, că niciodată nu știu cum se numește, Oil Intense Body Lotion, care arată așa, este la fel ca și gelul de duș. Dar nu știu ce s-a întâmplat, parcă nu mai îmi place. Nu mai îmi place poate din cauza că a venit vara și caut alte mirosuri sau poate că am eu o problemă cu acest gel de duș sau loțiune de corp. Dar să știți că o să folosesc până la final. Îmi place că are pompiță și atunci când folosesc gelul de duș și această cremă, miros foarte, foarte bine a mirosul pe care îl are acest gel de duș. Și mai am aici produse de la Avon despre care vreau să vă povestesc. Am una despre care vreau să vorbesc și v-am tot povestit de favoritele lunii, în favoritele lunii decembrie, dacă mi-aduc eu bine aminte, și în favoritele anului, că a fost o surpriză pentru mine. Este aceasta, dar tot din aceeași gamă, este aceasta de la, tot de la ei, dar din gama Attraction, ceva de genul. Miroase foarte, foarte bine. Pe aceasta am început, am folosit un pic de tot și apoi am dat-o mamei lui Claudiu ca să aibă și o cremă care să miroasă frumos. Și tot pe acest principiu am și aceste două creme. Pe aceasta am primit-o foarte, foarte recent. Dacă vedeți, este și sigilată, nu știu cum miroase, o să vedem când o să o desfac. Și aceasta este cu prune și am folosit-o odată să văd cum miroase, dacă îmi place sau nu, și apoi am dat-o oamenii lui Claudiu, pentru că ați văzut că am foarte multe creme desfăcute și foarte multe creme și nu aș vrea să se strice sau să-și piardă din proprietăți și apoi să îmi pară rău că nu am folosit cremele la intensitatea lor maximă și la puterea lor maximă, să spunem așa. Cam astea sunt produsele pe care vreau să vi le arăt. Asta este tot. Am masa, nu știu dacă știți cum arată masa mea, însă este plină de aici până în capăt cu produse pe care vi le-am prezentat astăzi, fie că este vorba despre uleiuri de corp, spray-uri de corp sau loțiuni de corp, produse care fie le testez, fie îmi plac, cum este Body Suflet de la Nivea, dar să nu vorbim despre acesta, că anul trecut m-am înnebunit cu această cremă,
sau uleiuri de corp sau unturi de corp sau ce mai folosesc eu acum sau mai târziu, dar să știți că o să vin cu review-uri, fie în favoritele lunii, fie puteți să mă întrebați oricând, că eu sunt dispusă să vă răspund la toate întrebările. Cu astea fiind spuse, acesta este clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați canalului, să-i dați un like videoclipului, iar în secțiunea de comentarii vă invit să-mi spuneți care este loțiunea voastră de corp preferată sau pe care o recomandați voi și nu am eu în această colecție. Înainte să închei, vreau să vă spun că urmează și un clip cu Q&A, așa că dacă aveți întrebări, nu ezitați să-mi lăsați tot așa în cutia de comentarii, pentru că vreau să filmez un clip pe această temă, fie că este vorba despre relații, fie că este vorba despre studii, muncă, orice, sunt dispusă să vă răspund. Doar că am rugămintea să nu mă întrebați despre dietă și așa, pentru că, după cum am spus de multe ori și o să repet, atunci când mă simt pregătită să vorbesc despre acest subiect, un subiect care pe mine mă atinge la coardele sensibile, să spunem așa, o să vorbesc foarte deschis și o să vă spun tot ce trebuie să știți despre acest subiect. Până atunci, nu ezitați să lăsați întrebările voastre în comentarii, pentru că nu m-am făcut de mult un astfel de clip, și chiar sunt curioasă să văd ce curiozități aveți voi. Până data viitoare, aveți grijă de voi, vă pup toate cele bune, bye!